Dragi prieteni, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați primit în rândul meu de dumneavoastră. Și vă pot spune clar, că m-am și uitat pe listă, că sunt cel mai nou vicepreședinte într-un proiect mare, în care actorul principal este Partidul Umanist. Sunt om care a făcut multă politică. Și pot să vă spun că anul 2020 este anul cu două competiții electorale. Le știți și dumneavoastră. Locale și parlamentare. La termen sau anticipate. Dar în același timp este un 2020 cu foarte puține opțiuni pentru români. Dacă ne uităm în stânga, vedem fără niciun fel de discuții dezvinare și caractere nici. Ne uităm în dreapta, lipsă de idei și aroganță. Până și salvatorii de ei au îmbătrânit prea repede și au împrumutat metehnele celor vechi. Prăpastia n-a fost nici când mai mare ca acum între agenda românilor și agenda politicienilor, între nevoia de dezvoltare a României și dorința de mărire și de salvare individuală a unuia sau altuia la vârf. Spun fără niciun fel de discuții. În România trebuie schimbat ceva fundamental. Avem nevoie de oameni responsabili. Oameni care să-și asigure ceea ce fac. Avem nevoie de altceva. Este responsabilitatea noastră să facem totul, să schimbăm aceste lucruri la alegerile locale și parlamentare. Depinde de noi dacă spunem ce spune românul în fiecare zi și ceea ce a spus și vicepreședintele Măcinan. Ajunge cu alegerea răului cel mai mic. Cele două partide sunt fețe ale aceiași monede uzate. Ajunge cu promisiuni de șarte. Ajunge cu mii de kilometri de autostrăzi desenate foarte frumos și afișate pe surul imens de hârtie. Ajunge cu tinerii care ne pleacă afară. Ajunge cu antreprenorii cărora li se întoarce spatele. Li se întorc spatele. Ajunge cu bătrânii care îi umilim în fiecare zi. Cei care au construit o țară să aibă alții astăzi ce străina. În anul 2016 am ales să fac o pauză în politică. Am spus fără niciun fel de discuție că mă întorc la antreprenoriat. Acolo unde mi-e bine, unde mă simt bine. Acolo între 1990 am înființat între primele firme private din țară. Am spus o pauză. Da. Și o pauză pentru a da locul altora să facă ceea ce n-am putut face noi. Dar vă spun cu toată responsabilitate. România trăiește o adevărată dramă. Oamenii fug de politică. Cele două partide mari au făcut un cartel al subdezvoltării. Partidele mici au îmbătrânit în 3 ani cât altele, în 30. Și ce mai dureros este că cinstea, educația, nu te fac să ai posibilitatea să ajungi la vârf în politică. Capitalul autohton este vânat. Astea sunt lucrurile cu care se confruntă astăzi România, dar în care
însă săpăm în continuare cu încăpățânare. Și am spus, așa nu se mai poate. Am ales să mă implic. Politica se face de oameni pentru oameni. Politica se face la firul evrei, cum îmi place mie să spun, cu idei, cu onestitate și caracter. Am venit alături de dumneavoastră în acest proiect politic pentru că sunt convins că România are nevoie de un alt viitor, de un nou viitor și o nouă cale. O cale care să prețuiască în egală măsură și liberalismul, dar și solidaritatea. O cale care, spun eu, fără niciun fel de discuție, trebuie să înțeleagă statul social și fără niciun fel de discuție și promovarea capitalului și mai ales a capitalului autohton. O cale în care educația, sănătatea să fie cu adevărat prioritar. Dar aceasta nu se poate face decât cu oameni liberi. Oameni liberi și implicați. Așa cum ați auzit și dumneavoastră, vin dintr-o zonă. Vin din Oltenia și mai nou acum reprezint Oltenia ca și coordonator. O Oltenie mânjită de promisiuni și sărăcită de nepăsare și neștiință de carte. O Oltenie a vânzătorilor de iluzii, fie roșii sau galbeni, care au ales să-și vândă sufletul și colegii în loc să aleagă să lupte pentru această zonă mădurită, pentru acești oameni minunați care e în Oltenia și de fapt în toată țara, pentru că au refuzat lupta să aducă investiții în zonă, care să creeze locuri de muncă, servicii, lucrurile. Sper, dar sunt convins, stimați colegi, că alături de dumneavoastră va răsări soarele și din câmpia Boianului și a Romanației. Oltenia merită mult mai mult, mult mai mult decât are. O putem face. Dacă reușim să mergem în fiecare localitate, pentru că efectiv sunt oameni, sunt oameni care pot, care vor, dar care n-au încă curajul să facă un pas în față. Ei ar trebui să fie electoratul nostru și sigur vor fi electoratul nostru pentru că trebuie să ajungem la ei. Spunea că tot îl tundă Domnul Măzinean partid mic. Și eu spun cum spunea un coleg al meu, partid cu oameni mari. Avem drumul nostru ca partid în politica românească cu o singură destinație. România oamenilor liberi, liberi. Fără sărăcie, fără sărăcie, fără moșii politice, fără votanți luați prizonieri de partide, o putem face. Fără niciun fel de discuție, putem da românilor o Românie care să aibă români, care să se bucure că sunt propriilor stăpâni. Eu vă mulțumesc!